Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Bătaia cu mâncare. În seara aceasta, orașul nostru de modă veche va deveni scânteietor când cinematograful Furlifus va găzdui petrecerea de premieră a ultimului film al Natașei, Drumul Vulpoaicei, o tragedie psihedelică feministă. În cazul că v-ați născut ieri, se referă la marea Natasha Tisadale, la singura super vedetă cu părul mare, forme încăpătoare, care se întâmplă să se tragă din propriul meu East Gekul, înțelegeți, nu? Danny și cu mine, asemeni tuturor celorlalți bărbați adolescenți cu ochi de pe planetă, suntem complet îndrăgostiți de ea. Uitați-vă, Natasha a apărut cu logodnicul ei, luptătorul profesionist Dirk Mușchiulos. Așa că trebuie să merg la petrecerea premierei și s-o vrăjesc cu istățimea și farmecul meu. E Natasha sau nimic? Fără glumă. Trebuie să facem rost de bilete. Te amăgești singur cu gândul, nătăfleț mic ce ești. Pentru petrecerea Natașei nu mai sunt bilete de mult. Chiar așa? Da, chiar așa. Și știu asta pentru că am încercat personal orice era posibil ca să fac rost de bilete. Scrisori, telefoane, totul ca să pătrund la petrecerea aceasta și să-i mărturisez lui Dirk, mușchiulosul, dragostea mea nețărmurită, pentru un poem pe care l-am scris. Și ia ghici, nu mai sunt bilete. Dacă erau, aș fi știut. Hei, copii! Am câștigat două bilete la petrecerea Natașei la un concurs la radio! Ce minune! Nu-mi vine să cred că n-am știut despre asta. Sunt ultimele două bilete din oraș. Tocmai le-am ridicat de la radio. Bine lucrat, mama! Am un plan? Ia-mă la 8 și 6 minute. Nu, mai bine la 8:23. Cred că exact locul în care ar fi modern să întârziem un pic. Desigur. Vezi să nu pocitanie penibilă. Eu o să merg la petrecere, nu tu și amărâtul tău de prieten. Hei, ciudățenia de prieten e aici de față, complet ofensat. Oh, chiar așa? Da, chiar așa. De fapt, copii, mi-e teamă că amândoi trebuie să renunțați de data aceasta. Cum? Ia mă zi. Merg cu tatăl vostru la premieră. Cred că a venit timpul să am și eu parte de un pic de strălucire și romantism în viață. Dar cum rămâne cu mine? Dacă nu o să-l pot întâlni pe Dirk, mușchiulosul, cred că o să explodez. Scuze, i-am spus deja lui tata. Și dragă, te rog, nu-i mai spune drăguțul, mă deranjează. Cu bilet sau fără bilet, eu tot o să o întâlnesc pe Natasha. Țineți ca în frâu. Care-i planul? Împreună o să ne strecurăm la petrecerea aceea a premierei. Mai ușor de zis decât de făcut, Houdini. La o asemenea petrecere, securitatea o să fie serioasă. Ai dreptate. De asta trebuie să fim creativi, Danny. Și acum, dacă am... Îmi plac costumele, dar de unde o să facem rost de un avion modern într-un timp atât de scurt? Ai dreptate. Ce zici de asta? Scuze. E prea umilitor. Acum că văd chestia de aproape, da. Nici vorbă. Stai, am uitat coada îmbârligată. Ai ochi buni, Danny. Intră. Ei, suntem gata să ne afișăm și să petrecem. Doar un moment. Vă rog să vă purtați bine cât suntem plecați. Adică fără prostii ca rujatul și pusul pe tocuri a pisicii vecinilor. Promit că o să mă port cât pot eu de bine, mamă. Deni și cu mine o să stăm pe aici, ne uităm după aia la televizor. Bine, venim repede. O să vă aduc un pachet de mâncăruri franțuze ciudate ca să vă amuzați cu ele. Sună foarte bine, tată. Bine, atunci hai să o facem! Aha! Știam eu că puneți ceva la cale! Știam eu că trebuia să încui ușa aia! Să punem ceva la cale? N-am idee despre ce vorbești, surioară! Vreți să vă strecurați la petrecerea aceea? Dacă nu mă luați și pe mine, o să sun pe mama chiar acum pe mobil și o să-i spun tot! Așa să știi! Bine, sunt prins între ciocan și nicovală. În plus, poziția mea pe fereastra asta e destul de neconfortabilă. Bine, dar dacă te includ și pe tine în planul meu magistral, atunci va trebui să faci tot ce spun eu. Și mă refer chiar la tot. Hai, lasă-mă. Să spunem că mă includ și pe mine și n-or să vă prindă din cauza mea. Mi se pare corect.
Merge atât de încet coada asta. Mi-e foame, murim de foame. Dragule, acesta e un eveniment stilat. Te rog, încearcă să te porți civilizat. Domnule șerif, cum s-au pregătit forțele de ordine din oraș pentru mult mediatizata serată a Natashei Teasdale? Doamna, mai întâi forțele de ordine, nu numai că s-au pregătit pentru eveniment, prin pregătirea unei serii de pregătiri ale forțelor de ordine, dar s-au asigurat că evenimentul are destule forțe de ordine. O să fie floare la ureche. Bun, echipă, e timpul să pornim. Sincronizați-vă ceasurile, e 8:46. Sincronizat. Sincronizăm ceasurile? Nu suntem cam mari ca să ne mai jucăm de spionii juniori? Termină cu cârcoteala, vierbe. Ori ești cu mine, ori ești pe cont propriu. Ne mai vedem. Bine, facem cum vreți voi, nătăfleților. Acum, puneți asta pe tine ca să putem lansa faza 1 strecureala. Nici vorbă! În niciun caz nu o să-mi pun pe mine chestia asta. Bine atunci, dar nu o să poți să citești poezioara prostească lui Dorky Poo, să știi. Bine, o fac, dar dacă vreodată o să menționezi asta cuiva, jur că o să te scalpez. Feriți-vă, vrem să trecem, oameni buni, faceți loc, porcii zii au sosit. Așa, toată lumea, vă rog, la o parte. Atenție! Data viitoare ar trebui să te uiți pe unde calci prostovan mare și neîndemânatic. Monsieur, unde credeți că vă duciți? Poate că eram un pic prea sigur pe mine. Na. Oh, unde se servesc acest suculent purcel oaspeților noștri decadenți și bine îmbrăcați, desigur. Au! Oh, nu, nu trebuie fără garnitura adecvată. Voilà. Merci, monsieur, pentru că ați prins cea mai umilitoare omisiune de garnitură. Frumos accent, monsieur. Merci. Totul într-o zi de muncă, Danny. Acum e vremea pentru faza 2. Împrospătarea pentru prietena noastră. Hei, dar cum rămâne cu mine? Târgul a fost să te introducem înăuntru, acum ești pe cont propriu. Bine, de parcă aș avea nevoie de tine și de piticul tău de prieten și de planurile voastre bramburite. O să-l găsesc pe Dirk și o să-i spun poemul imediat după ce mă schimb. Nu e ăsta cel mai sofisticat și elegant loc pe care l-ai văzut vreodată, dragul? Oh, ia uite-te! Un bufet unde poți să mănânci cât vrei! Uite-te măcar la aceste magnifice aranjamente florale și la aceste frumoase candelabre de cristal! Da, magnific, fermecător! Mă găsești la bufet, dragă! Wow, ce n-aș da să fiu un pistrui pe obrazul ei! Adevărat, orice obraz! Sunt îndrăgostit. Și eu? Numai uită-te la asta. Ce pâinișoare proaspete. Grozav. E prea bine ca să fie adevărat. Natasha arată chiar mai bine realitate. Trebuie să ajung la ea și să încep ovațiile și nu o să fie prea ușor din moment ce ea e cu muntele ăla de Dirk. Presupun că aș putea încerca să-i despart, mă gândesc. Hei, Natasha, îți plac mușchii? Uite-te la asta! Foarte impresionant. Oh, Andy, m-ai câștigat complet de partea ta. Mă întorc imediat, păpușă, trebuie să merg la toaletă. Asta e marea mea șansă. Acoperă-mă! Acum tot ce trebuie să fac e să-l găsesc pe Dirk și să-i citesc poemul meu. Dirk, dragostea mea!
Momentul adevărului! Domnișoara Tisadil, permiteți-mi să mă prezint. Sunt Andy Larkin, cel mai vechi, numărul 1 la adorat, frumos și carismatic admirator al dumneavoastră. Ascultă, copile, nu prea am chef să semnez autografe pentru admiratorii adolescenți din oraș, bine? Așa că mai bine că arăte. Dar nu vreau un autograf, Natasha, vreau să vorbesc cu tine. Ai auzit-o pe doamna, prietene, nu vrea să fie deranjată. Dar nu înțelegeți, vreau doar să-i spun cât de mult o apreciez, calitățile ei deosebite de interpretare, să încerc să o încânt și apoi cine știe, poate... Uite de asta, puștule, du-te la pe bal. Asta a mers bine. Bună seara, domnule, și bine ați venit la toaleta masculină de la Le Grand Frufru. Aveți rezervare? Rezervare? Nicio grijă, ați venit pentru numărul 1 sau numărul 2? Am numărul 1. Bine, o să am un loc disponibil pentru dumneavoastră imediat. Vă spălați pe mâini cât așteptați? Să-mi spăl mâinile? Dar mi le spăl după! O țigară până vă rezolvați problemele? Țigară? Ești nebun? Eu nu fumez! Eu sunt Dirk Mușchetarul, ca faimosul atlet profesionist. Îmi iubesc corpul! Dă-te la o parte, nevăstuică! Pantalonii devin din ce în ce mai strâmți cu fiecare secundă! Bingo! Sunt la pământ, dar cu siguranță nu sunt răpus. De data asta o să găsesc ceva ca să-mi arăt afecțiunea. Știi, un gest de dragoste care s-o dea gata, chestii de-astea. Ce zice de flori? E depășit. O sticlă de cidru franțuzez vede 100 de ani? Prea sofisticat. Și prea scump. În sfârșit ceva mâncare. O să le încerc și pe astea. Banane flambate! Asta e ceea ce numesc eu romantic. Ei, cineva mi-a luat banana. Ți-am spus să dispar o dată, puștule. Da, dar am adus un dar. Nu e politicos să-i ofer unei doamne un desert arzând. Acum dispar de aici până nu te iau și te duc la secție. Sunt cumva banane flambate? Sigur că da, domnișoară Tisadil. Nu-mi vine să cred, e desertul meu favorit. De ce nu stai jos și nu te prezinți, drăguțule? Te rog. Bine, deci nu-și amintește să mă fi întâlnit cu 2 minute în urmă? Nu contează. Am intrat! Ce mai e și asta? Te văd, nevăzduică mică ce ești. Și când o să te prind, o să te strivesc ca pe o ploșniță. Nu uitați să vă spălați mâinile. Unde ai dispărut, nevăstuică? Dirk, ești chiar tu? Hei, aici jos, sunt eu, Jen Larkin, admiratoarea ta numărul 1. Am chiar și o poezie să-ți citesc. Trandafirii sunt roșii, violetele sunt albastre. Păstrează-o pentru mai târziu, drăguță. Acum trebuie să prind o nevăstuică. Dirk, mușchiulosul mi-a zis drăguță și vrea să mă vadă. Acesta este cel mai minunat moment din întreaga mea viață. Vorbesc serios. În fiecare dimineață fac exercițiul fundulețul extrem al Natashei Tisadil. Vezi? Andy, ești așa de amuzant. Nu vine să cred ce văd. Frumosul păr al Natashei e cuprins de flacări. Și sunt sigur că toate produsele cosmetice pe care le folosește nu o să ajute prea mult. Trebuie să fac ceva repede. Cum îndrăznești? Scuze, Dirk, nu vreau să te levăz pe tine. Îl ținteam pe el. De ce? Ți-a făcut ceva? Mi-a aruncat un pungi în față. Ți-a lovit fața? Asta am să-i fac și eu. Ți-arăt eu să arunci cu pungi. Stai, nu înțelegi, n-am lovit-o. Îi luase foc părul de la flambeu pe care îl dorisem. Ai încercat să-mi flambezi, prietena? Până aici! O să te iau la pumni și n-o să fie prea plăcut! Stai pe loc, mușchiulosule! Nu l-ai nimerit!
Doamne, foca dezordine asta să nu aibă legătură cu Andy? Andy! Oh, firar să fie, de ce mereu Andy? Și se luptă cu Dirk al meu? Andy, în momentul ăsta te oprești din ceea ce faci! El trebuie să se oprească mai întâi! Oricine ai fi, lasă pâinea aia din mână! Mami, ăsta e Dirk! Oh, ai dreptate! Chiar e drăguț! Vezi de treabă cu coane! Asta e între mine și ăsta de aici, care în curând va fi piure de cartofi! Termină, Dirk! Mă pui într-o situație complet neplăcută! Scuze! E în regulă, niciodată nu ne-a plăcut de Dirk mușchiulosul. Da, acum pe el. Mulțumesc! Nu vine să cred că ai făcut asta! Dirk, lasă-mă să te ajut, dragul meu. Hei, cu mine cum rămâne? Maimuța asta mare îmi strivește capul. Îmi zici mie maimuță, tata? Dacă mă gândesc bine, nu. Ar fi o insultă pentru maimuță. Și tu ești un laș. Așa, spune-i, tată. Gura, Andy? Și apropo, ești pedepsit. Nimeni nu-l face laș pe Dirk, mușchiulosul. Încetează, Dirk. Te avertizez, Dirk. Nu te apropia prea mult. Am o armă și nu mă tem să o folosesc. Ai înțeles ce zic? Tată, ăla e un fals luptător profesionist. O să ai nevoie de mai mult decât un fruct. Poate că ar fi trebuit să menționez asta înainte să arunc insultele, Andy. Nu crezi? Tată, trage! Despre ce anume vorbești? Bine, foarte bine. Amândoi sunteți pedepsiți. De ce trebuie eu să fac parte din familia asta? Dragostea mea este aceea care te va duce înapoi la viață, dragul meu. Trandafirii sunt roșii, violetele albastre. Chiar dacă luptele tale sunt inventate, dragostea mea e adevărată. Doamnă, cred că ar fi bine să veniți cu bine. Asta e probabil o idee bună. Haideți, Andy, El, Jean. Mă rog, poate că sunt două lucruri care te aduc înapoi la viață. Sunt al doilea fan al tău, Natasha. Aha, te-am prins, nevăstuica! Până aici, mi-a ajuns, Dirk. Cred că treaba mea se termină aici. Să ne calmăm, vă rog. Bine? Voi ați vrut? Toată lumea e pedepsită? Te văd, nevăstuica! Andy, ajută-mă, te rog! O să mă stârcească ca pe o ploșniță! Lasă-l în pace, Dirk! În momentul ăsta prețul nu mai contează! Jocul s-a terminat, Dirk! Încet, prietene, de ce nu vrei să negociem despre asta? Nici o șansă! Puști când atângi! Haide, Natasha, să plecăm din orașul ăsta de nebuni! Nici vorbă! Nu plec nicăieri cu tine, Dirk, mușchiulosul! Știi, de fapt, nu vreau să te mai văd niciodată, cât voi trăi! Sunteți cu toții o adunătură de ratați! Dirk, stai! Nu pleca! Mai am un vers despre nunta noastră! Andy, vreau doar să-ți mulțumesc că ai fost atât de curajos și ai ținut piept lui Dirk în felul acesta. Și acum ce-ar fi să închizi ochii ca să-ți pot mulțumi cum se cuvine? Nu vine să cred! Sunt pe cale să fiu sărutat de Natasha! Am visat la momentul ăsta de multe ori! Auci! Asta e pentru că mi-ai dat foc la păr! Hei!
Ups. Bine, n-am câștigat tocmai inima iubitei mele, Natasha, dar cui mai pasă? Practic eu însumi sunt faimos. Desigur, ei mi-au copiat complet povestea. Plagiatorii!